Să redeschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim din cartea Iov, capitolul 1, începând cu versetul 13. Să ascultăm. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei, și s-au aruncat niște sabeieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și atuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această seară, pentru timpul de părtășie din cuvânt, am primit pe inimă să citesc acest pasaj biblic, cu această ovară pe suflet de a vă împărtăși cu privire la situațiile nedorite, dar reale, prin care câteodată trecem. Din când în când, Dumnezeu hotărăște să lase peste noi, peste familiile noastre, încercări, încercări grele. Câteodată, încercările sunt insuportabile. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne prezintă experiența unei familii, unui om, cu toți am citit aceste locuri din Scriptură, este greu să le citești, este greu să cugeți la sensul lor, nici nu mai vorbim, să repeți această poveste și să o trăiești în propria ta familie. Iov, într-o singură zi, a pierdut tot. În următoarele zile urma să-și piardă sănătatea, ceva mai târziu sprijinul soției, susținerea prietenilor și în mijlocul suferințelor sale să rămână efectiv singur. Arareori se întâmplă să găsești un om, o familie, care pentru o foarte lungă perioadă de timp să n-aibă niciun necaz. Mai devreme sau mai târziu, în fiecare casă, în fiecare familie, va veni o încercare. Și încercarea și necazul acela poate să fie insuportabil. Poate să fie o boală, o pierdere, decesul cuiva drag, o dizabilitate, nașterea unui copil cu probleme de sănătate, de suferință, infertilitatea, câte alte necazuri nu vin peste oameni. Nu e bine niciodată să compari necazul tău cu altuia, zicând că necazul tău este mai mare și mai greu. Necazul poate fi înțeles în complexitatea și dimensiunea lui numai când îl porți tu. Ceea ce din afară pare ușor și greu de dus, din interior, din locul celui care stă sub povară, necazul acela poate fi insuportabil. Întrebarea la care căutăm în această după masă seară răspuns este: cum putem să facem față insuportabilului? Când dăm de situații de acestea, ce e de făcut? Cum să reușim, cum să răzbim? Îngăduiți-mi la aceste întrebări să căutăm un răspuns
în acest mesaj pe care l-am intitulat Îndurând insuportabilul. Ce e de făcut când ajungi în această zonă a vieții? Primul lucru, lucru care stă la îndemâna fiecăruia dintre noi și pe care îl facem din instinct, este rugăciunea. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne vină în ajutor. Această primă soluție este la îndemâna noastră și este invitație făcută de Dumnezeu să-L chemăm pe Dumnezeu în ziua necazului nostru. Cel mai bun lucru și primul lucru pe care îl poți face când ajungi la strâmtorare este să te rogi lui Dumnezeu să schimbe situația în care ai ajuns, să intervină, să dea ajutor, să facă un miracol. Noi știm din Biblie că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Cunoaștem că Dumnezeu face minuni. Dumnezeu răspunde scoțându-ne la loc larg din situații imposibile. Putem fiecare dintre noi să scoatem în evidență asemenea intervenția lui Dumnezeu din viața noastră, a familiilor noastre, a prietenilor noștri și să ne așteptăm ca și pe noi, în situația în care am ajuns, Dumnezeu să ne ajute. Adevărul este că, însă, e că uneori Dumnezeu decide să ne refuze rugăciunea. Și insuportabilul devine cu atât mai greu și inexplicabil cu cât te rogi și crezi. Și cu toate că te rogi și crezi, se pare că Dumnezeu decide că e mai bine altfel. Rațiuni pe care nu le poți înțelege, explicații la care n-ai acces, îl face pe Dumnezeu să te lase în zona insuportabilului mai mult timp. Și deși te rogi și postești, răspunsul lui Dumnezeu este un refuz. Cu atât este mai greu de acceptat refuzul, cu cât el nu este exprimat. Îți dai seama că e refuz în timp. Și e și mai greu când e așa. Pentru că dacă ți-ar spune Dumnezeu din prima nu, măcar e un răspuns. Dar tăcerea lui câteodată e mult mai greu de dus decât este un refuz. Vă rog să vă aduceți aminte că și Domnul Iisus a fost refuzat. El s-a rugat, dacă e cu putință, să fie îndepărtat paharul și în ciuda rugăciunii pe care a adus-o lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu a fost alta. Din experiența prin care Mântuitorul nostru a trecut, cred că avem ceva de învățat. Când ajungi într-o situație foarte grea, ceri lui Dumnezeu să o schimbe și refuzul și Dumnezeu, chiar prin tăcerea lui, decide să nu-ți răspundă, ceea ce ai de făcut este să te mai rogi încă o dată. Dacă a doua oară te refuză, roagă-te a treia oară. Și dacă a treia oară Dumnezeu te refuză, e înțelept, după pilda Domnului Iisus, să cedezi. Sigur că această cedare nu este o abandonare a căutării, ci mai degrabă este o acceptare a realității. Iisus nu s-a rugat a patra oară. A acceptat refuzul din partea lui Dumnezeu, ca reprezentând voia lui Dumnezeu, și s-a pornit pe drumul cel greu, care stătea în față. Apostolul Pavel a făcut la fel. Peste el a venit o apăsare, s-a rugat lui Dumnezeu să fie luat din carne țepușul, răspunsul lui Dumnezeu a fost, harul meu ți este îndeajuns. Pavel s-a rugat a doua oară, răspunsul a fost la fel, s-a rugat a treia oară, răspunsul a fost la fel, și îmi dau seama din cum decurge textul biblic că Pavel a închis dosarul cererii lui, deși n-a renunțat la așteptarea intervenției lui Dumnezeu, dar a închis dosarul. Și a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu. E ca și cum ai pune dosarul acela pe un raft, acolo, într-o încăpere, unde Dumnezeu din când în când se duce și se uită. Și a zis ceva în genul, Doamne, dacă vreodată vrei să-ți aduci aminte de mine, știi unde să mă afli. În ce mă privește, îți mulțumesc. Mă duc pe drumul cel greu, fără să cârtesc. Asta poți face. Deci te rogi lui Dumnezeu să facă o minune și dacă nu ți răspunde, insiști, dar nu la nesfârșit.
Această închidere a dosarului nu este neapărat o abandonare a luptei, ci este mai degrabă o încredințare a vieții în mâna lui Dumnezeu și în înțelepciunea lui Dumnezeu. De bună seamă că ai și alte variante. Poți să insiști. Alții, înaintea noastră, au insistat. Și după multe insistențe, au descoperit că la capăt au dat de amărăciuni, de frustrări, de spaime și mai mari. Și le-ar fi fost mai ușor dacă își acceptau condiția și mergeau pe drumul cel greu, așteptând surprizele lui Dumnezeu, care pot să apară. Așadar, când ajungi în zona insuportabilului, ceri lui Dumnezeu ajutorul. Ce faci dacă zici nu? Aici, cuvântul Domnului, să zice asta al doilea răspuns, ne învață să ne cercetăm inima, viața, cu obiectivul de a vedea dacă nu cumva intervenția lui Dumnezeu este blocată din pricina vreunui păcat comis. Câteodată, păcatul săvârșit în familia noastră, de noi sau de cei din jurul nostru, poate să blocheze răspunsul lui Dumnezeu. Și aici ne gândim la familie, când zicem noi cei care suntem prinși acolo. Soluția ar fi să ne cercetăm, să ne smerim, să ne pocăim, să deblocăm drumul, ca în felul acesta Dumnezeu să-și arate față de noi îndurarea. Rațiunea insuportabilului se poate găsi în propriile noastre greșeli, iar apăsarea să vină ca nuiaua bună, înțeleaptă și iubitoare din mâna lui Dumnezeu Tatăl, care ne dorește binele suprem. Găsim în Biblie, nu odată, justificări ale necazurilor oamenilor în aceste realități. Prin urmare, este foarte înțelept și bine când ajungi la greu să te uiți în oglinda sufletului tău, să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să-ți pui viața în rânduială. Am însă o precizare. Această cercetare, această investigare, avem voie să o facem numai și numai în dreptul nostru, nu în dreptul altuia. Aici este o ispită pentru noi cei de pe margine, care avem răspunsul la întrebare de ce suferă cineva în vârful degetului. Arătăm colo și colo și colo, știm noi ce nu știe nimeni. Dăm explicații de pe margine. Rezistați, vă rog, la această tentație în care prietenii lui Iov au căzut. Amintiți-vă că ei venind la Iov, o săptămână doar au stat și au cugetat la sensul suferinței lui Iov și apoi, cu gând bun pentru el, au căutat să-l ajute sfătuindu-l. În sinteză, poziția prietenilor lui Iov, a primilor trei, a fost următoarea. Dumnezeu este drept, oamenii fac păcate, peste cei care fac păcate vine mânia lui Dumnezeu, ieșirea din situația asta este recunoașterea și îndreptarea. Prin urmare, lui Iov îi spuneau, omule bun, spune ce ai făcut rău, îndreaptă ce s-a întâmplat rău și Dumnezeu va avea de tine grijă. La care Iov zicea, dar n-am făcut niciun rău. Răspunsul acesta supăra pe următorul prieten care se ridica și cu mai mare elan, osândindu-l pe Iov pentru greșeli imaginare. Iov zicea, n-am făcut nimic. La urmă s-a ridicat Elihu, care a vorbit ceva în genul. Suferințele oamenilor pot avea explicații care trec dincolo de viața de pe pământ. Rațiunii independente de purtarea omului, știute doar de Dumnezeu în înțelepciunea lui, poate explica de ce un om trece prin necaz. Prin urmare, nu trebuie atâta de mult să căutăm răspunsul la întrebarea de ce, cât să ne bizuim pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Elihu n-a știut exact ce spune. Dar cam acolo a fost răspunsul, în zona aceea. Și mai târziu, observați, vă rog, ironia, Dumnezeu a scos la iveală aceste rațiuni. Se știe încă de la citirea cărții, de la început. Și apoi a vorbit în final prietenilor lui Iov, zicându-le așa, sunt pe voi mânios. Voi n-ați vorbit de mine așa de drept cum a vorbit robul meu Iov. Va trebui să vă rugați, va trebui să aduceți jertfă pentru voi ca să vă iert. Și încă ceva. Dacă nu se roagă pentru voi, prieten, robul meu Iov, nu vă iertă.
Observați ironia? Adică pe tine care l-ai judecat, explicând de ce vine suferința în viața lui, te pune Dumnezeu să te duci la acela pe care l-ai acuzat să se roage pentru tine. Că dacă nu te împaci, nu te rogi, nu se roagă pentru tine, nu te iartă Dumnezeu. Și acolo a fost ironia. Închizând paranteza aceasta, e imperios, e important să te cercetezi, să vezi dacă nu cumva e o greșeală la mijloc. Dar când e vorba de cercetare, numai la tine s-o faci. Altul să-l lași în pace. 3. Încrede-te în providența lui Dumnezeu. Prin providența lui Dumnezeu înțelegem înțelepciunea, puterea, bunătatea lui Dumnezeu, care, având control asupra tuturor evenimentelor din lume și din viața ta, le lucrează, le așează, le potrivește, le combină, le înlănțuiește ca într-un lanț, verigă după verigă, pentru binele tău mai mare. În încercările lui grele, David s-a bizuit pe providența lui Dumnezeu. Să treci pe unde a trecut David nu este ușor. Dușmanul tău de moarte să fie tatăl tău, socru, care să-ți distrugă familia și să-și dorească sfârșitul vieții tale, să-l ai de două ori în vârful suleții, să poți să scapi el și să nu o faci din frică de Dumnezeu. Asta e tărie de caracter. Și în toate aceste grele încercări, David a zis așa rugându-se: ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Asta a fost providența lui Dumnezeu. Aceeași încredere în providența lui Dumnezeu l-a ținut pe Iosif în picioare în încercări inimaginabile. Insuportabilul din viața lui Iosif a fost năucitor. El decide să rămână integru și e convins că Dumnezeu va întoarce răul spre bine și așa a fost, deși multă vreme n-a înțeles rostul insuportabilului. Ce să pricepi? Știți bine ce s-a întâmplat. Asta l-a ținut în picioare și când acum scos la loc larg, pus față în față cu frații lui, ar fi putut să ia calea răzbunării, tot încrederea în providența lui Dumnezeu l-a ajutat să fie bun. Unii oameni rezistă în vale, dar nu rezistă pe munte. Și aici e ciudat. E credincios când e necaz și cum îi scos la loc larg, cum se pierde. Iosif nu s-a pierdut când a ajuns la loc larg. A zis fraților lui așa: voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și această implicare a lui Dumnezeu în viața lui l-a făcut să stea în picioare. Ce e de făcut când ajungi în insuportabil? Te rogi lui Dumnezeu să te ajute? Dacă refuzul e, dacă el zice nu, îți cercetezi inima să vezi dacă nu cumva e un păcat pe care l-ai făcut? Te îndrept, s-ar putea să nu fie problema asta, deci mai departe, te bizui pe providența lui Dumnezeu. 4. Numără-ți binecuvântările. Numără biruințele lui Dumnezeu din trecutul tău. Aici este ce avem în Psalmul 103. În Psalmul 103, versetul 2, este scris: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Despre ce este vorba? Este vorba de numărarea binecuvântărilor. Dar nu e vorba de o simplă numărare ca să le afli numărul și dimensiunea, că poți să știi câte au fost fără să le pricepi rostul. Prin această numărare a binecuvântărilor ești invitat să observi felul lui Dumnezeu de a lucra cu tine în trecutul tău. Vei vedea acolo un model? Vei vedea urma pașilor lui Dumnezeu și vei descoperi că ceea ce Dumnezeu a fost pentru tine în trecutul tău poate să fie pentru tine în prezentul tău și în viitorul tău. Și asta te va ajuta să reziști. Numără-ți binecuvântările. Ți-a făcut Dumnezeu și bine. Ai avut și alte lupte în care ai învins, ți-a răspuns la alte rugăciuni, situații asemănătoare, poate nu chiar atât de grele. Totuși ai scos-o la capăt cu ele. A fost Dumnezeu cu tine.
Eu așa aș înțelege ce găsim în Exod 33, acolo e Moise, Dumnezeu a fost cu el, Moise a zis, până aici Dumnezeu ne-a ajutat, și apoi Dumnezeu a zis, voi fi cu tine mai departe. Moise a zis, Doamne, dacă nu mergi cu noi, nu ne lăsa nici pe noi să plecăm de aici, să fii cu noi. Și Domnul i-a spus, să știi că voi fi cu tine. Și apoi Moise a zis, Doamne, arată-mi cum, arată-mi cum vei fi cu mine. Domnul a zis, voi trimite pe îngerul meu înaintea ta. Și Moise spune, arată-mi, Doamne, fața ta, slava ta, fața ta. Îngăduiți-mi să interpretez cam așa în acel context. Arată-mi, Doamne, cum va fi în viitor fața ta pentru mine. Aș vrea să văd din vreme ce vei face, cum vei face, cum vei lucra. Arată-mi fața ta. Răspunsul a fost, nimeni nu poate asta să vadă. Numai pe la spate pot fi văzut. Adică în trecut. În viitor nu. Doar în trecut. Te poți uita în urmă, voi trece prin fața ta, vei vedea urma pașilor mei, mă vei vedea pe la spate. Adică poți să vezi povestea mea în trecutul tău. Și asta îți ajunge. Numărăți binecuvântările. Dumnezeu a îngăduit și în familia noastră încercări, ne-a ajutat să rezistăm în ele înțelegerea faptului că Dumnezeu a fost cu noi de când ieșim noi pe lume. Și ne-a ajutat până în ziua de astăzi. Slăvit să fie numele Lui. 5. Acceptă lucrurile pe care nu le poți schimba. Partea aceasta este cea mai dificilă și mai complexă. Uneori lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Nu va avea loc nicio schimbare. Oricât de mult îți dorești, pare să că nu va avea loc. Deși, de bună seamă, Dumnezeu te poate cerceta târziu, surprinzându-te cu dosarul pe care ți-l deschide. Și când nu te aștepți, îți vine în cale și te scoate la loc larg. Într-un mod inimaginabil și necalculat și nesocotit și neanticipat de vreun om. Citiți, vă rog, cum se sfârșește povestea lui Iov. Când pare se că-i capăt de drum, totuși, acolo este un nou început. Dumnezeu poate să facă și asta. Dar văzută din partea noastră viața, ne stă bine să acceptăm lucrurile care nu se pot schimba, pe care nu le putem schimba. Amintiți-vă de David. Omul acesta, într-o zi, a dat de un necaz mare. Unul dintre copiii lui, cel mai mic, s-a îmbolnăvit de moarte. Faptele sunt descrise în 2 Samuel 12. Locul din Scriptură ne spune că David s-a rugat, versetul 16, lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat la pământ, pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a vrut și n-a mâncat nimic cu ei. Cuvântul ne spune că 7 zile a postit și s-a rugat, sperând că Dumnezeu va face minune de vindecare. După cele 7 zile de rugăciune și de post, la finalul acelui timp de rugăciune, probabil că David s-ar fi rugat și mai departe, ar fi postit și mai departe, numai că a 7-a zi copilul a murit. Când oamenii din casă au văzut ce se le întâmplate, s-o temut să-i spună lui David că a murit copilul. Dar în vorbele și din șoaptele oamenilor, David a înțeles. Și atunci a întrebat, a murit copilul? Și oamenii au zis, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns, s-a schimbat hainele, s-a dus în casa lui Dumnezeu, s-a închinat lui Dumnezeu, întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Și aici a fost șocul pentru oameni. Ce faci tu, nu putem să înțelegem. Ce înseamnă asta? Când trăia copilul, posteai și te rugai și plângeai. Acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. E ciudat ce faci. Uitați-vă, vă rog, la tăria de caracter a aceluia care știe să accepte lucrurile care nu se mai schimbă în veac. Când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Dumnezeu de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pot, pentru ce să mai postesc? Pot eu să-l întorc la viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevastă sa.
a știut să aibă grijă și de cei mai slabi de lângă el. Adică să te lovească încercarea în inimă, să accepți ca din mâna lui Dumnezeu ce ți se întâmplă și apoi rănit să ai grijă de cei care sunt mai slabi de lângă tine. Asta e tărie de caracter. Și David a demonstrat-o. Frații mei, adevărul e că uneori Dumnezeu ne aduce în situații în dreptul cărora realizăm undeva pe parcurs că nu se vor schimba niciodată. Cât ne-am rugat noi și cât am postit în adunarea noastră pentru sănătatea unui copil care s-a născut cu probleme la picioare. Băiatul s-a transformat în bărbat, e trecut de 20 către 25 de ani și este tot așa. Ce ai de făcut? Ai două variante. Prima variantă este să te compari cu cei din jur și să spui cârtind, nu e corect. N-a fost cu mine drept Dumnezeu. Sunt apăsat, e nedrept ce mi se întâmplă. Poți să cârtești, poți să te tângui, poți să ai amărăciune, poți să te comporți ca un copil, să te tăvălești pe jos. Și în final să eșuezi în depresie, în amărăciune, în pierderea credinței. Varianta a doua este să-ți accepți situația. Să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. Să închizi dosarul, să-ți pui așteptările în prezența lui Dumnezeu, să-ți aduni puterile câte ți-au mai rămas și să alegi să te duci pe drumul cel greu. Fiecare om din lume duce pe el un jug. Jugul amărăciunii, a eului, a unui eu care nu vrea să cedeze, chiar dacă se învășmântează în lipsa lui de zdrobire, de cedare, închipe Vlavios, tot eu e. Tot ambiție. Jugul acesta al ambiției este mult mai greu de dus decât jugul lui Hristos, decât sensul cruce. Acceptă că sunt lucruri care nu se pot schimba. Deși, repet, dosarul tău oricând poate fi scos la lumină de Dumnezeu. Nu știu cum, dar el o face câteodată. Și această așteptare și speranță să rămână undeva ca o lumină de veghe. E noapte pe afară, becurile stinse în general, dar o luminiță undeva stă acolo. Nu. Înțelegeți ce spun? 6. Nu uita că încercările te maturizează. Încercările reprezintă o școală prin care Dumnezeu ne trece. Există o pedagogie a încercării, a insuportabilului. Iacov vorbește despre aceasta zicând, frații mei, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Adevărul e că numai acela care reușește să privească dincolo de imediatul insuportabilului poate să anticipe, chiar dacă pentru moment nu poate să înțeleagă, rațiunea încercărilor sale. Necazul insuportabilul are putere să-ți ia perspectiva. Dar dacă te distanțezi un pic, acceptând că la mijloc este o înțelepciune a lui Dumnezeu, vei realiza că sunt lucruri de învățat și de aici. Există un bine mai mare, o logică mai înaltă, o rațiune care ne scapă pentru moment, dar care este în inima lui Dumnezeu. Și odată cu trecerea timpului, o vom înțelege, poate în viața aceasta, poate doar în cea viitoare. Dumnezeu știe. Face bine sufletului să te orientezi așa. Vă întreb ce variantă aveți. Autocompătimirea, amăgirea, disperarea, pierderea controlului. Sau acceptarea condiției, încredințarea în vieții mâna lui Dumnezeu, pizuirea pe înțelepciunea lui, pe providența lui, cu așteptarea în rugăciune a surprizei. Te poate ajuta când nici nu te gândești. Dar din partea ta, de aici, cum se vede de la noi, încercăm să înțelegem lucrurile. Am întors la Dumnezeu în 1991
În 92 eram deja coleg la institut, împreună cu fratele Luigi. Anii care au urmat au pus în evidență situații, cercări de un fel de altul, momente în care am ales și să renunțăm la viziunea pe care o primisem cândva și apoi Dumnezeu a decis să ne facă schimbări și surprize. Dar asta este altceva. Mi-a întărit în suflet convingerea că există rațiuni a lui Dumnezeu superioare nouă care justifică de ce suntem acolo. Și în vreme le vom înțelege. Să vă aduc aminte de un cuvânt extrem de frumos și de grăitor. Deuteronomul 33, de la 11 la 12. Iată ce este scris. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Adică nu l-a ajutat, n-a avut ajutor din partea cuiva. Dumnezeu a făcut singur ce a făcut. Este aici o metaforă, un cuvânt superb. Ca vulturul care își scutură cuibul. Vă invit să ne imaginăm ce se întâmplă acolo. Metafora aceasta, comparația aceasta, situația aceasta din viața unui vultur ilustrează cum lucrează Dumnezeu cu noi. Vulturul spune cuibul sus, sus, imaginați-vă undeva pe un vârf de munte, niște stânci, dedesubt e un hău adânc, acolo vulturul spune cuibul. Niciun dușman nu poate să ajungă acolo. În cuib, puiul se găsește în siguranță. Primește la vreme hrană, în fiecare seară vulturul vine și îl acoperă cu penele lui, e în siguranță. Dacă ar fi să descrii viața puiului din cuib, ai numi-o siguranță, belșug, predictibilitate, certitudine. Ce să-ți mai lipsească? Puiul între timp s-a făcut mare și într-o zi l-a întrebat pe tăticul lui, tate, ce faci tu? Eu nu înțeleg. Ce e aia ce faci acolo? Și tăticul a spus, asta se numește zbor. Și a venit vremea să înveți și tu. Ai vrea să zbori? Care pui nu zice da? Aș vrea. Și tăticul i-a spus, este un preț. Niciun pui de vultur nu poate să învețe să zboare în cuib. Trebuie să ieși din cuib afară. N-ai zburat odată. Nu știi ce e și ți se cere să sari din cuib afară. Puiul își face socoteala ca și noi de multe ori și decizia lui este, prefer viața din cuib. Nu vreau să zbor niciodată. Sunt mulțumit cu ce-am. Numai că nu e după cum vrea puiul. Vulturul îl împinge afară, puiul se încăpățânează, agățându-se cu ghearele de cuib, vulturul bătrân mai tare, bate cu putere din aripi, scutură cu tărie cuibul, îl desface în părți, în bucăți. Și în zdruncinătura aceea imprevizibilă, cercați să vă puneți în mintea puiului de vultur acum. Îl dă afară din cuib. Încercați să gândiți cu mintea lui. Și mă apuca pe tata. L-am știut de partea mea. Acum mi-e împotrivă. Nu mi-aude plânsul. M-a scos afară. Dă cu mine în râu, în timp ce se duce într-o dezordine, rostogolindu-se, să se nimicească în fundul prăpastiei. Cu siguranță zice, tata m-a părăsit. Nu știe de mine. Ce nu știe el este că vulturul zboară deasupra lui și îl urmărește cu atenție cum nu l-a urmărit niciodată. Și când e să se zdrobească de stânci, se bagă așa sub el, îl ia pe penele lui deasupra, se ridică în zbor și când mult mai sus decât cuibul ajunge, de acolo de drumul iară. Și încă o dată, și încă o dată. Probabil că n-a priceput lecția într-o singură zi, cum cu siguranță se întâmplă și nouă. L-a așezat în cuib, s-a lăsat seara, și după ce și-a revenit puiul, l-a întrebat pe tăticu, tati, nu înțeleg ce s-a întâmplat azi, ce-a fost asta? Și stăpând pe ce urmează, bătrânul vulturi a zis, copile, asta a fost o lecție de zbor. Trebuie să dormi bine, mâine dimineață, cum se face zi, urmează a doua. Să vedeți rugăciuni, Doamne, schimbă-i gândul, legăminte, promisiuni,
Niciodată nu o să cârtesc, îți mulțumim cu ce aici, Doamne, noapte de veche, nu altceva. Rugăciune după rugăciune, exact ca noi. Numai să se facă o schimbare. Și a doua zi dimineața, ca și cum nu s-ar fi rugat deloc. Exact ca la noi. Lecție de zbor. Într-un târziu, puiul a simțit, așa, sub aripile lui, puterea vântului. L-a imitat pe tata. Și a învățat să zboare. Cum necum, a reușit. Așa o să reușim și noi. Acum imaginați-l cum stăpânește arta zborului, cum se ridică în sus, cum se dă săgeată până în fundul hăului și evită zdrobirea în ultima secundă. El îi stăpân și pe voi și pe înălțimi. Așa îmi imaginez eu cum într-un târziu, după multe zile, că nici nouă nu o să ne vină mintea imediat, după multe zile, acolo pe un vârf de munte, pe crește, n-a sfințit de soare, lângă vulturul cel bătrân s-a pus cel tânăr și-a vorbit între ei și-a zis cam așa: tată, aș vrea să-ți mulțumesc pentru toate lecțiile de zbor și mai cu seamă să-ți mulțumesc că nu te-ai luat după mine, după rugăciunile și după postul meu și după stăruințele și lacrimile și insistențele mele când te rugam să mă lași în pace. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat atunci. Mi-ai fi făcut un mare rău. Probabil că undeva în viitor, chiar dacă nu în această viață, sau poate chiar și în ea, va veni ziua când te vei ruga așa. Dar până atunci, mai rămâne ceva de făcut și acesta ar fi ultimul gând. Alege să rămâi credincios lui Dumnezeu pe drumul crucii tale. Fă legământul acesta. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, rămân lui Dumnezeu credincios. Nu mă las. Dumnezeu e de partea mea, e prea puternic să-i scape lucrurile de sub control, prea bun ca să greșească, prea înțelept ca să greșească, prea bun să fie crud. Mă bizui pe el. Alege să rămâi fidel și vei vedea ajutorul lui. Așa a făcut Habacuc. Despre Habacuc citim lucruri mișcătoare, impresionante. Omul acesta a făcut cu Dumnezeu legământ și în legământul lui a zis așa: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Deci, chiar dacă niciodată de aici înainte Dumnezeu nu va mai face bine, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Și uitați-vă la versetul 19, că acesta e cheia. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. N-am putut să refuz întrebarea: care sunt înălțimile tale, Habacuc? Care? Noi venim cu răspunsul, mărturisind miracolele lui Dumnezeu. Înălțimile mele sunt scoaterea la loc larg, intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, ajutorul lui așteptat și surprinzător de mare, minunea vindecării, intervenția. Aia e înălțimea. Îngăduiem să mă pun împotrivă. Aia este înălțimea lui Dumnezeu, nu e a ta. E fapta lui, nu e a ta. Înălțimile despre care vorbește Habacuc este această credincioșie în văile adânci ale insuportabilului, în care alege să rămână credincios cu toate că Dumnezeu nu-l ajută. Asta e înălțimea. Și acolo se formează caracterele. Și cred că în starea aceasta sufletului a plecat sub cruce, acceptându-și, nu cu resemnare, ci cu credință. Nu că nu mai ai ce face, ci că accepți că e drumul tău și Dumnezeu cu tine. Acolo e bucuria crucii. Și poate urma imediat surpriza învierii. Mulți oameni au trecut pe aici. Mă opresc, timpul a trecut,
Am depășit un pic vremea rânduită, mai pot dacă trebuie, dar aleg să mă opresc. Nu. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați, vă rog, e Dumnezeu cu noi. Amin.